Îmi făcusem planuri ca toți oamenii normali să reușesc să îmi îndeplinesc scopurile pe plan muzical, dar și pe plan familial. Eu m-am mutat în Cluj-Napoca de câteva luni, un oraș extraordinar de frumos, și aveam de gând să urnesc lucrurile din punct de vedere muzical și cultural și pe aici. Sigur că deja sunt urnite într-o direcție foarte bună, dar consider că e un oraș care merită să primească și pe partea culturală tot ce e mai bun. Și experiența pe care am dobândit-o până astăzi și anii pe care i-am petrecut pe băncile facultăților, atât în București cât și în Paris, m-au ajutat să pot să ofer ceva mai departe. Și îmi făcusem planuri în direcția asta, înainte de pandemie. Îmi făcusem chiar în minte un plan să reușim să facem un festival de muzică clasică la Cluj, la un moment dat, dar odată cu pandemia s-a stopat, pentru că lucrurile au fost de așa natură încât tot ce a însemnat, în special cultură, a fost marginalizat, aș putea să spun, în foarte multe situații. Numai puțin adevărat este că pentru bugetar, totuși, guvernul din România a făcut ca lucrurile să meargă într-o direcție bună. Adică, în ciuda faptului că a venit pandemia, noi am încasat salariile pe care le luam până atunci. Sigur că am muncit, am făcut work from home, dar cu toate astea au fost și alte instituții în lume, unele chiar foarte prestigioase, cum este de pildă cazul operei din New York, care au rămas literalmente pe drumuri. N-au mai primit salarii luni de zile, ceea ce este, vă dați seama, o tragedie. Da, deci pandemia ne-a afectat, planurile pe care le făcusem înainte, multe dintre ele au picat, multe concerte au fost anulate și a început să ne lipsească publicul și noi am început să nu mai fim în centrul atenției, așa cum ne place nouă artiștilor să spunem. Practic a fost aproape imposibil. Toate manifestările cu public în interiorul sălilor au fost interzise o bună bucată de vreme, după cum știți. Și sigur că lucrul ăsta pe noi ne întristează și ne pune pe gânduri foarte mult. Ca și artist, nu poți să trăiești fără public, pentru că lui te adresezi. Și empatia cu oamenii și comunicarea cu oamenii, care are loc prin intermediul muzicii, este vitală pentru supraviețuirea noastră ca și artiști. Numai puțin adevărat este că eu am avut șansa să fac câteva concerte cu orchestra mea, care se numește New Hope, și am putut să facem câteva concerte afară. A fost o perioadă când înăuntru nu era voie să se cânte și afară era permis actul muzical, și astfel încât am avut prilejul să fac câteva concerte în aer liber. Asta mi-a salvat un pic din angoasa pe care o aveam deja adunată în inimă, pentru că ne lipsea publicul, după cum spuneam. M-am gândit cum pot să fiu mai prolific eu ca și muzician pentru societatea în care trăiesc. Cum pot să fiu mai aproape de oameni. Cum poate arta pe care o fac să pătrund acolo, în cele mai profunde cămăruțe ale inimii omului. Astfel încât am născut acest concept New Hope. Am făcut concerte la Cluj-Napoca, la Spitalul Clinic Municipal. Am făcut un concert la Institutul Funden din București, care este cel mai mare spital din țară. Și ecourile au fost extraordinare. Adică, pe de o parte, pentru pacienți și pentru cei aflați în suferință, așa după cum vă spuneam anterior, și pe de cealaltă parte, pentru medici, pentru că să nu uităm, în această perioadă a pandemiei, ei au fost eroii noștri. Și de asemenea să fie și pentru domniile lor un moment de respiro, un moment de pauză. Pentru că, probabil că știți și dumneavoastră, în momentul acut al pandemiei, mulți dintre ei erau non-stop la serviciu. Cred că sunt foarte populare deja acele fotografii cu medicii, cu asistentele, cu urmele acelea pe față, de la măști, de la costume, de la viziere și așa mai departe.
Și experiența pe care am avut-o, de pildă, la spitalul din București, la Institutul Fundeni, a fost una absolut șocantă, pozitiv pentru noi, pentru că la sfârșitul concertului, domnul președinte al Colegiului Medicilor, domnul doctor Daniel Coriu, spunea: domnul Lup, în timpul concertului mă uitam la colegii mei care plângeau. Și plângeau pentru că a fost un moment de descătușare, un moment de 40 de minute de muzică clasică, un moment în care mințile, inimile și trupurile noastre au fost duse în alte sfere. În același context, pacienții ne făceau cu mâinile de la geamurile spitalului, pentru că nu aveau voie să iasă din spital. Așa că atmosfera pe care am creat-o acolo a fost una care nu poate fi pusă în cuvinte. Și credem că muzica și arta este o forță pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție ca să-i ajutăm pe oameni. Să-i ajutăm să se ridice din locurile în care sunt emoțional, social și chiar și fizic. Credem că prin intermediul artei putem face lucruri grozave. A fost foarte complicat, pentru că era greu să găsim un loc unde să putem să repetăm în condiții de siguranță, în sensul în care trebuia păstrat o distanțare, trebuia să stăm cu măști, după cum se știe. Și în sensul acesta am găsit o persoană în București care deține clubul Expirat și ne-a lăsat să facem acolo, în incinta acestui local, care e un restaurant, de fapt, cu dimensiuni mai mari, ne-a lăsat să facem repetiții. Și astfel am putut să ne pregătim pentru evenimentul pe care l-am avut. A avut încredere în noi. Și cu încredere am putut să mergem mai departe. Altfel, a fost destul de complicat. De altfel, mulți dintre colegii mei, la momentul respectiv, nu cântau, nu aveau activitate. Era acest work from home, lucrul de acasă. Dar nu aveau activități, adică nu erau concerte. Și atunci acest concert pe care l-am propus a venit și pentru noi artiștii într-un moment extraordinar, pentru că am vorbit pe de o parte despre pacienți și publicul nostru și medici, dar am omis orchestra, am omis muzicienii din orchestră și trebuie să spun faptul că și nouă ne-a fost foarte greu. Ne-au lipsit teribil de mult concertele, ne-au lipsit oamenii, ne-a lipsit publicul, interacțiunea cu el. Și când le-am propus acest concert, au fost toți foarte entuziasmați. Pe de o parte, pentru că, sigur, cauza este una nobilă și este ceva minunat pentru un muzician să poată să meargă acolo la rădăcina durerii și să o trateze și să vadă că ceea ce face el are impact. Și pe de altă parte, pentru că, după cum spuneam, nu erau evenimente, deci ne era dor de public. Astfel încât în toate părțile acest concert a prins bine. Mărturisesc că, din punctul ăsta de vedere, sunt foarte recunoscător că am avut timp să petrec cu familia, care este, iată, poate cel mai important dar pe care îl primim. Este refugiul meu, este bucuria mea când ajung acasă și închid ușile și telefoanele de la problemele zilei și de la muzica lui Mozart. Și iată un efect bun. Pe urmă, cred că un alt aspect pozitiv al pandemiei a fost faptul că ne-a oferit posibilitatea să medităm la viață. Și cred că toți dintre noi am avut prilejul ăsta să ne facem acea introspecție și să facem acel bilanț a ceea ce facem și ceea ce suntem noi. Și dacă oamenii au fost deschiși la minte și suficient de ageri, cred că au putut să audă în mintea lor glasul acela al eului, și nu vorbesc despre ego, ci al persoanei profunde din noi, care ne povestea despre ce ar trebui să corectăm la noi, ce ar trebui să facem, ce am greșit în ultima vreme, cine suntem, de unde venim, unde mergem. Și pe planul ăsta cred că am fi avut cu toții de câștigat dacă am fi avut timp și urechi să auzim ce ar fi trebuit să auzim, poate în locul știrilor rele.